Bunicii care rămân fără un sprijin la bătrânețe vor avea un nou loc unde vor fi îngrijiți. Proiectul de finanțare, contractul efectiv pentru un nou centru medico-social la Codăiești. Și eu sunt foarte bucuros. De... Cam câți beneficiari știți că vor să fie? Acum sunt cam 60, dar pentru 100 de persoane. Să nu mai vină cel cu nevoi tocmai la Vaslui, de la Tăcuta, Protopopești, de la Dănești, de la Racoviță, să rămână acolo, la Codăiești. Costurile pentru noul centru se ridică la câteva mii de euro și lucrările vor fi gata după 28 de luni. Un an jumate și va fi la fel ca cel de la Băcești, ați fost acolo. Sau mai grozav. În județul Vaslui mai există un centru medico-social la Băcești, care are în grijă în jur de 60 de bătrâni. Listele de așteptare sunt însă mult mai mari.